Un experiment nebunesc și înfricoșător este gândit în laboratoarele ultra-secrete ale brigăzii speciale psihologice a poliției și prefecturii. Aici lucrează cei mai inteligenți oameni ai legii. Aproape cei mai inteligenți. Dacă erau cei mai inteligenți, nu se angajau în poliție. Băieți, am reușit! Bravo, șeful! Bravo, șef! Știam că puteți, șefule! Știam! Da, ce ați reușit? Chiar, șef, ce ați reușit? Băi, deci am creat iarba fiarelor, băi. Începând de astăzi, putem să începem operațiunea zooetnobotanicelor. Super tare, șeful! Zooetno... Ce cuvânt lung, șeful! Gata! Băi! Dar voi ce faceți aici? Șeful, de-azi dimineață, noi jucăm șah. Băi! Le mutați pionii întâi, bă! Deci așa se joacă, frate! Dar ce ziceai că jucăm, mă? Fantastic! Agentul secret sub acoperire etnobotanică Tuzgurea nu poate înțelege acum limbajul animalelor. Ia! Te-am văzut și ieri pe aici. De ce ai venit, păsărică? Poftim? Vorbește mai tare! De ce ai venit aici, păsărică? Pe cine faci tu, păsărică, obsedatule? Marș de aici! Păi vorbeam cu păsărica asta! Vorbeai cu pasărea? Da! Zofilul naibii! Agentul secret Uzgurea nu înfruntă pe teren flagelul etnobotanicilor. Va reuși oare să stârpească fenomenul această campanie vitală? De la vită! Diferența dintre o campanie bună și cea a prefecturii e că ultima e făcută de Amboulea. În urma difuzării campaniei în orașe și sate, rezultatele au fost impresionante. Vacile au refuzat să mănânce marihuana. Așa că au rămas doar boii să o consume. Să rămână doamna Oana! Opa, așa vezi. Vreau să vă spun că mie niciodată nu mi-au plăcut plantele. Totdeauna când mă duceam în plante, călcam în ceva neplăcut. Băie copii, ești scârbos de-a dreptul, să știi. Vai,